Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea electorală Alegeri Parlamentare 2012. Sunt Ioana Jeler, vă spun bun găsit din nou. Continuăm și eu emisiunilor în care reprezentanții, candidații pentru Parlamentul României vin în fața dumneavoastră pentru a vă spune ceea ce își propun sau ceea ce își doresc să întreprindă sau să facă dacă vor ajunge în Parlamentul României, să ne reprezintă în Parlamentul României. Continuăm șirul emisiunilor în care sunt prezenți politicieni. Alături de mine în această seară se află candidatul USL pentru funcția de deputat în Colegiul 6, deci domnul Cornelitu, deputat în funcție. Bună seara, bine ați venit! Sărbună, bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația de a veni alături de mine și de telespectatorii Someș TV, de a fi alături de domniile lor. Cu mare drag! Mulțumesc! Pentru prima dată, să spunem, în calitate acum de candidat pentru Parlamentul României, v-am să ați mai fost în studioul Someș TV, dar acum, iată-vă, în calitate de candidat, sunteți candidați pentru cel de-al doilea mandat de parlamentar, de deputat în cazul dumneavoastră, dar pentru cei care ne urmăresc, aș vrea să ne faceți o prezentare a candidatului Cornelitu. Cine este omul Cornelitu? Este un om simplu, cu grijile, cu preocupările și idealurile oricărui om, un om al locului, al Dejului și a voii Someșului, pe care o iubesc foarte mult. Trebuie să spun că m-am născut în satul Ciubanca, comuna Recea Cristur, și am venit de la vârsta de 5 ani în municipiul Dej și am rămas aici pentru că iubesc foarte mult Dejul. Aici am învățat, aici am crescut, aici m-am realizat și cred eu că sunt dator să întorc ceva comunității mele. O fac cu drag, pe orice scară aș fi, și vreau să vă spun că întreaga activitate mi-am desfășurat-o în Dej, după absolvirea facultății. Am lucrat în fostul CCH Dej, actualmente Someș Dej, din 1980 până în 2003. Un colectiv unit, un colectiv de excepție, o școală de excepție, atât profesional cât și caractere deosebite de Someșul Dej, dovadă că foarte mulți dintre cei care au lucrat în Someș Dej sunt pe funcții ierarhice, politice, economice, manageriale, în diferite zone ale țării. Îi salut pe toți și mă bucur pentru realizările tuturor. Îmi place să cred că sunt un om de cuvânt, un om corect, un om responsabil de soarta celor din jur. Am construit o echipă de volei deosebită, cu care mă mândresc și iată, pentru a doua oară ne reprezentăm cupele europene. Dejul are cea mai bună piramidă în volei românesc masculin. Liceul Papiu Ilarian, centru de excelență, și iată, se încununează cu această echipă CS Unirea de Volei, care e un brand al municipiului Dej și astăzi ne duce imaginea dejenilor în întreaga țară și chiar în întreaga Europa. E o mândrie și un fapt deosebit. La fel, am construit o firmă, un SA, din 98, unde am fost și manager o perioadă și firma rezistă, am creat locuri de muncă și cred că prin tot ceea ce am făcut, am vrut cu prisosință să las ceva după mine. Și vreau să vă spun cu certitudine că vreau să duc înainte tradițiile, obiceiurile, istoria acestor locuri și spiritual cred eu că avem foarte mult de făcut pentru această zonă. Mă bucur să locuiesc într-un municipiu și într-o zonă care are multă istorie. Apropo de Măgoaja, unde s-a născut Pintea Viteazu, apropo de Bobâlna, unde a fost răscoala de la Bobâlna și a fost primul premier a României din Ardeal, Vaida Voievod, ne bucurăm de Raul Șorban, ne bucurăm de un primar la începutul anilor 1920, deosebit, primarul Pop Cornel, în memoria căruia am și pus o placă comemorativă la Clubul Copiilor din Dej. Avem multă, multă istorie, avem și spiritual suntem foarte bogați. Apropo de Mănăstirea Cășiel, Mănăstirea Nicula, apropo de Biserica din Salina Ognadeș, de Biserica Reformată, de tot sinagoga a doua pe România. Iată că avem de ce ne bucura în această zonă.
Eu cu dumneavoastră am mai stat de vorbă, să spunem, pe parcursul celor 4 ani de când dumneavoastră sunteți parlamentar, dar și chiar și la Somesh TV ați participat la emisiuni în care am discutat despre interpelările dumneavoastră, despre ceea ce ați dus de aici, să spunem, din teritoriu în Parlamentul României, ceea ce ați reușit să faceți pentru zonă. Spuneam că sunteți candidat pentru cel de-al doilea mandat de deputat în Parlamentul României. Dacă puteți să faceți o retrospectivă, din punctul nostru de vedere, a celor 4 ani ai dumneavoastră în calitate de deputat. Da, a fost primul mandat. Acest mandat a fost destul de greu pentru că am fost 3 ani jumate în opoziție în Parlamentul României. Dar cu toate acestea, oamenii au avut încredere și au venit cu multiple probleme la mine. Foarte mulți oameni în audiență. Doar în ultimele 3 luni am avut 500 de oameni în audiență. Pe parcursul celor 4 ani am avut 1000 de oameni în audiență. Unii care veneau cu probleme personale, locuri de muncă, alții cu probleme de instituții, altul cu retrocedări de proprietăți, alții cu dezvoltarea zonei. Pe toți am ascultat, de la toți am preluat și în numeroasele mele interpelări, declarații politice și întrebări, am dus în Parlamentul României vocea celor din municipiul Deș și din Colegiul Deș, pentru că în Colegiul Deș face parte municipiul Deș și 10 comune arondate municipiului Deș. Cred că am reușit multe probleme să rezolv pentru locuitorii municipiului Deș și pentru cei din comunele arondate. M-am luptat foarte mult pentru a finaliza și sper ca în anul acesta sau anul viitor să fie finalizat drumul Măgoaja-Târgu Lăpuș. Mi se pare că pentru acea zonă, de la Măgoaja-Chiuiești spre Târgul Lăpuș, am deschide un turism în acea zonă, pentru că e o zonă bogată în tradiții, în multă istorie și are și mănăstirile Cășielul și Rohiița în apropiere. Cred că ar fi benefică pentru întreaga zonă și ar deschide perspectiva unor pensiuni, a unor locuri de muncă și ar scurta foarte mult drumul. Pe lângă faptul acesta, trebuie să vă spun că mă bucur că chiar dacă în nume propriu am făcut turismul ecumenic în zona Colegiului 6 Deș și aproape din fiecare comună și din municipiul Deș am trimis oameni să viziteze mănăstirile. Pleiada de mănăstiri care sunt în apropierea noastră. Nicula, Cășiel, Rohița, Rohia, Bârsana. Am trimis chiar la mormântul lui Arsenie Boca, la Hațeg. Cred că avem datoria de a trimite oamenii să cunoască aceste titorii deosebite, mănăstirile noastre, de a-i face mai buni, mai liniștiți, mai încrezători în ei. Alt demers care l-am făcut și l-am făcut la asistarea multor cetățeni și chiar a Poliției Municipale Deș, intersecția Deș-Baia Mare-Bistriței. Era un nod destul de periculos, mai ales în perioada de iarnă. Se întâmplau foarte multe accidente și în urma demersurilor, interpelărilor care le-am făcut la Ministerul Transporturilor, la CNADR, la Direcția de Drumuri și Poduri Județene, am reușit ca să finalizăm această intersecție într-un mod corespunzător. E o bucurie și o plăcere acum să vezi și traficul corespunzător și nu mai sunt accidente. Cred că altă realizare care mie mi se pare benefică prin cabinetul parlamentar, am sprijinit întotdeauna proiectele pentru tineret din Consiliul Județean. Și iată, în zona Colegiului 6 Deș, avem 6 table interactive. Au primit o sumă de bani de la Consiliul Județean, iar restul am dat eu pentru videoproiectoare, pentru lămp și iată, avem o bază materială deosebită la Școala Vramiancu, avem la Generală 1 și în Comuna Vad. Sunt lucruri palpabile, lucruri care le-am făcut și cu care mă mândresc. Placa comemorativă la Palatul Copiilor din Deș. Tot așa, prin amendamente, la legea bugetului am adus 1.700.000 vechi pentru sala de sport. Am
refăcut-o și iată că arată perfect și putem juca meciuri internaționale în sala de sport. Prin amendament am dat bani către clubul copiilor, s-a făcut un teren de sport, sala de sport, iar la Gherla un teren de sport. Mă mândresc și cu acest lucru și cred că rămâne ceva după activitatea mea parlamentară. N-am niciun gând decât de a întoarce comunității mele atât cât și ea mi-a dat mie și mi-a dat. Trebuie să recunosc, m-a creionat ca și om, ca și caracter, ca și un om care are suficient, dar din suficiența lui trebuie să dea și altora. Ați spus că rămâne în urma dumneavoastră, dar din ce moment dumneavoastră candidați pentru încă un mandat de deputat, probabil vă doriți să aveți o continuitate sau aveți în plan și alte aspecte pe care noi în cadrul întâlnirilor de la Someș TV, în cadrul emisiunilor electorale, vom discuta pe marginea ceea ce vă propuneți dumneavoastră. Oarecum, domnule deputat, aș vrea să revin, am omis ceva și mi-e drag și e firul roșu a campaniei din 2008 și am realizat foarte mult. Spitalul Municipal Deș. Un proiect ambițios și iată, prin amendamente la legea bugetului de stat, am adus peste 6 miliarde spre Spitalul Municipal Deș. S-a făcut o secție de maternitate a standarde europene cu care ne mândrim. Am dotat cabinetul de diabetologie, punctul alimentar. S-au făcut investiții majore la Spitalul Municipal Deș, secția de psihiatrie, s-a făcut ambulatoriu într-o armonie deosebită parlamentar, Consiliul Local, chiar și Consiliul Județean și iată că avem un spital modern care, sigur, mai necesită poate dotări cu aparatură, dar cred că într-o etapă următoare se va întâmpla și acest lucru. Spuneam că oarecum întrebarea care urmează să vă adresez se leagă de cea anterioară. Vorbeați de ceea ce ați, pardon, din ceea ce ați reușit să bifați în acești 4 ani în care ați reprezentat Colegiul 6 în Parlamentul României. Care este motivul, domnule deputat, sau motivele pentru care vă doriți să rămâneți în continuare în Parlamentul României? Eu consider că zona Dejului merită reprezentată în Parlamentul României. Nu numai în Parlamentul României. Eu zic că oamenii responsabili conduc destinele orașului, municipiului Deș. Oamenii responsabili conduc destinele comunelor din zona Dejului. Avem reprezentanți în Consiliul Județean. Avem parlamentar. Poate nu se știe, poate și în guvernul următor. Oameni, cred că Dejul și Valea Someșului merită cu prisosință să fie reprezentate în toate structurile locale, județene, parlamentare și guvernamentale. Că a demonstrat întotdeauna că sunt oameni harnici, oameni muncitori și cu un spirit antreprenorial de luat în calcul. Chiar dacă a fost o etapă de prăbușire a industriei din zona Dejului, iată că foarte mulți oameni din această zonă și-au deschis afaceri mai mici sau mai mari. Și Dejul începe să repornească motoarele. Pentru mine e o mândrie să ai oameni de asemenea calibru care știu să facă afaceri, care știu să facă locuri de muncă, care știu să dea oamenilor salarii, să-și țină familiile. Eu cred că acest lucru m-a făcut să cred enorm de mult în acești oameni și eu provin dintr-o familie care m-a învățat întotdeauna că munca e ceva, e sfântă. Și trebuie să muncești ca să ai. Spiritul acesta de Jean, să știți că ne-a salvat dintr-o mare hău. Dar cred eu că în continuare în municipiul Deș și în zonele limitrofe se vor crea locuri de muncă într-un viitor foarte apropiat, apropo de Arpark, apropo de Platforma Sud, unde se va pune în funcțiune cazanul de ars Coaje și Lumeguș, care va crea în jur de 80-100 de locuri de muncă, unde se pune într-o lună o fabrică de produse lactate creează alte 50 de locuri de muncă, ar parcul prin faptul că va închiria o hală la Fujicura, vor crea alte 300 de locuri de muncă și așa mai departe. Cred eu că atragerea de fonduri europene aici, unde zic eu că cei din Deș au știut să le atragă și aici amintesc MGTEC-ul, a creonat o politică corectă și o politică benefică pentru municipiul Deș și pentru zona arendată acestui colegiu. Aș putea să spun că
Multă lume lucrează în parcul industrial Tetarom, Emerson, la Nokia a lucrat. Sigur, Nokia acum e istorie, dar sunt semnale foarte bune că Bosch-ul, De'Longhi vor deschide și se vor crea alte locuri de muncă. Pot anunța acum că în comuna Iclot se va deschide un abator pentru animale. E destul de aproape de Dej. Cred că are toate condițiile această comună și sper că într-un viitor apropiat și Dejul să aibă, pentru că sunt niște standarde europene, stații de epurare, alte treburi. Dar cred că e o etapă următoare care se va realiza. Domnule Cornelitu, ce credeți că vă recomandă pe dumneavoastră pentru funcția de deputat? Seriozitatea, munca, ceea ce am demonstrat că știu să fac în viață, așa cum v-am spus, am construit o firmă, o duc înainte, o echipă de volei cu care mă mândresc deosebit de mult, e o echipă pe care o păstorez de 20 de ani, în care am crezut și iată că s-a ajuns la apogeu. Activitatea mea care am desfășurat-o în decursul celor 4 ani, proiectele care le-am inițiat și proiectele care sunt în derulare și doresc să le continui. Și aici m-aș spune de blocul V03, în care ne luptăm împreună cu primarul municipiului Dej, cu domnul Morar Costan, de a-l aduce în patrimoniu primăriei și a face un supermarket acolo, să creăm alte locuri de muncă. Și în zona municipiului Dej, un supermarket, și în zona colegiului alt supermarket. Faptul că am o dorință de a realiza și la Salina Ocna Dej ce a realizat Salina Turda. Vizitarea galeriilor 1 și 2 mai, tratament astm bronșic și dezvoltarea acestei zone din Ocna Dej într-o zonă frumoasă, plăcută, cu pensiuni, cu buticuri și cu alte activități conexe pentru Salina Ocna Dej. 4 ani ați fost și încă sunteți deputat în funcție în Parlamentul României. Mergeați săptămânal, nu? La București? Da. Și asta spun și eu din cadrul emisiunilor pe care le realizam. Întâmplarea face că emisiunile pe care le-am eu erau miercuri și atunci reușeam să vă am ca invitat după masa, da, spre seară. Ce reprezintă pentru dumneavoastră, spuneam, 4 ani ați fost în Parlamentul României, acum gândindu-vă și uitându-vă în urmă la cei 4 ani, la experiența pe care cu siguranță ați acumulat-o, e imposibil să nu acumulezi în 4 ani experiență, ce reprezintă Parlamentul României? Parlamentul României e instituția cea mai democratică a României. Are o tradiție. În Parlamentul României au fost oameni de stat și oameni politici deosebiți. S-au luat măsuri deosebite și trebuie să readucem Parlamentul României acolo unde a fost odată. Să fie un parlament demn, corect, un parlament care să inspire încredere oamenilor și să se preocupe de interesele celor mulți. Dacă în etapa anilor 2008-2012 activitatea în Parlamentul României a suferit destul de mult. Discutam cu colegii care sunt de mai multe mandate și îmi spunea că asemenea mandat greu n-a fost în Parlamentul României. Asta s-a întâmplat și datorită faptului că la conducerea Camerei Deputaților și în structurile din Parlament au fost cei care azi sunt în opoziție, PDL-ul și Roberta Anastase. Am fost și umiliți în Parlamentul României atunci când mi s-au furat voturile la legea pensiilor. Nu mi se pare normal. În Parlamentul României asemenea lucruri nu trebuie să se întâmple. O președinte a Camerei Deputaților, Roberta Anastase, să-și permită să numere aiurea voturile colegilor care erau în sală. Ca răspuns, noi n-am mai participat o perioadă la lucrările Parlamentului. În Parlament ar trebui dispute politice până la un anumit nivel. Nu e important să vorbești de 1000 de ori și fără efect. Important e ceea ce faci în comisii, ceea ce faci în grup și în birourile permanente. Acolo se duce lupta. N-ar trebui în fața camerelor de la vedere. Eu cred că lupta în comisie e mai importantă ca orice. Dar nu e filmată. Nu e filmată, corect.
Uneori este și filmată, da. Și, dar mai puțin. Acolo e, de fapt, lupta deputatului. Acolo, poate, dacă îți convingi colegii de comisie, dacă îți convingi grupul și grupurile să-ți treacă un proiect legislativ, să-ți treacă o inițiativă, atunci ai șanse. Și acolo e lupta puternică. Din păcate, multe din inițiativele USL-ului și a PSD-ului și ale mele personale au stat în sertarele unor șefi de comisii, din păcate, care le-au amânat. Guvernul n-a dat aviz pozitiv, așa se întâmplă atunci când ești în opoziție și iată, din multele proiecte legislative, din 51 de proiecte legislative, mi-au trecut două proiecte legislative. Una e Ziua Culturii, 15 ianuarie, mă mândresc și cred că meritam noi românii să avem Ziua Culturii, așa cum au și portughezii, cum au și spaniolii, cum au și italienii, și am legat Ziua Culturii de 15 ianuarie Mihai Eminescu. Ziua Mihai Eminescu, da. Da. Da, într-adevăr, mai avem aproximativ 3 minute din această întâlnire. Vreau să ne spuneți, din punctul meu de vedere, pentru că vorbiți, v-ați dorit să faceți ceva pentru zona, dar din păcate au stat în, spuneați, în sertarele unor șefi de comisii. Da. Cine sunt, domnule, tu, cei care în mod normal și moral ar trebui să ajungă în Parlamentul României? Deputați, senatori, cine sunt? Cum ar trebui? Un profil, cum ar trebui să fie? Oameni care au demonstrat că au făcut ceva în viață. Au construit ceva, au pus temelie pentru ceva. Oameni corecți, cinstiți, oamenii locului, oameni la care să te poți adresa și să fie permanent lângă tine. Cred că trebuie să ai și disponibilitate să pui, ca și parlamentar, interesul național în fața interesului personal și a interesului de grup. 3 ani jumate, doar interesurile personale și interesele de grup s-au dezbătut în Parlamentul României. Cei de la PDL nu au ținut cont de niciun interes național. Sub interesul național au tăiat pensiile. Sub interesul național au redus spitalele, au umilit medicii, au umilit profesorii. Sub interesul național au tăiat salariile. Iată că noi venim acum și punem interesul național mai presus decât orice, redăm salariile la bugetari, am întregit pensiile, redeschidem spitale, redeschidem școli și încercăm o lege a educației corectă și adaptat și necesară societății românești. Pe final de întâlnire, domnule deputat, dacă aveți un mesaj pentru cei care v-au urmărit, pentru electoratul dumneavoastră. Le doresc tuturor sănătate, putere de muncă și să depășim cu bine etapele grele prin care s-a trecut România, în speranța de mai bine și cu convingerea că vom putea face într-un viitor apropiat cu o guvernare USL mult mai bine țării. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această seară cu candidatul USL pentru funcția de deputat în Colegiul 6 Dej, deputatul Cornelitu. O să vă mai întâlniți la Someș TV în cadrul emisiunilor politice, electorale, emisiunea Alegeri Parlamentare 2012. Vă mulțumesc! Domnilor și domnilor, ne oprim pentru aproximativ o jumătate de oră, 35 de minute la 19:30 fix. Ne întâlnim cu următorul invitat. Rămâneți cu Someș TV!